Bună seara tuturor, bine v-am găsit la Imparțial. Îi ascultăm seară de seară pe oamenii politici, îi vedem la televizor, îi auzim la radio, câteodată îi mai întâlnim și pe la câte un meeting, mai ales în campanie electorală. De cine ascultă însă ei, oamenii politici, care sunt persoanele ce le dau sfaturi, care le aranjează câte un discurs, care le compun frazele cheie pe care urmează să le rostească într-un interviu sau într-o dezbatere? Sunt consilieri, sunt consultanți, sunt români și străini? Au ei cu adevărat vreo putere sau reușesc doar o cosmetizare superficială a discursului oamenilor politici? În această seară, la Imparțial, vom discuta cu trei oameni care se ocupă de comunicarea politicienilor. Unul dintre ei a fost ani de zile purtător de cuvânt al președintelui, acum este consultant politic. Al doilea este în clipa de față purtător de cuvânt al guvernului, iar cel de-al treilea a început de foarte tânăr ca atașat de presă al grupului socialist în Parlamentul European. Pentru mine, de foarte multe ori, este foarte simplu să spui A, B, C, gata. Fără să-ți cont de efortul retoric de a convinge oamenii A, B, mai pune să fie cele C pentru a-i convinge. Ați putea să fiți consultant pentru cineva din PSD, de exemplu? Nu cred. Criteriul fundamental, de altfel, din punctul meu de vedere, al alegerii unui consultant este loialitatea. Omul politic nu trebuie să fie perfect, însă trebuie să aibă alături consilieri de nădejde. Valeriu Turcan, bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Eu vă mulțumesc că ați acceptat-o. Ați fost jurnalist, ați fost bursier al statului britanic, al Ministerului Britanic de Externe, ați fost consilier prezidențial și în clipa de față, ce să spunem, sunteți om liber? Om liber în general, marele avantaj este că de data aceasta pot să-mi fac singur programul. Singur program? Ceea ce nu înseamnă că e un program mai... Nu, niciun caz. Este un program aglomerat, mai ales în proximitatea alegerilor. Dar este un mare avantaj după, să zic, 5 ani de zile în care ajungeam la 9:30 la serviciu și plecam undeva noaptea la 10:30. De ce v-a împins să treceți de la jurnalism la comunicare, să mergeți în partea cealaltă a baricadei, dacă e să trasăm o baricadă imaginară? Eu mi-am dorit foarte mult să devin jurnalist și am lucrat la BBC, într-adevăr, la Londra, am făcut meseria cu foarte mare pasiune. Am renunțat să mai fiu jurnalist în momentul în care, vreau să fiu sincer, n-am mai crezut în această meserie. Cum adică? Vedeți, adică nu credeți în ceea ce fac eu? Nu mai cred în capacitatea jurnalismului de a spune adevărul complet, așa cum a făcut-o, să spunem, în anii 70, în anii 80, chiar și în anii 90 în România era... Da. Era un mult mai mare entuziasm pentru căutarea adevărului și aducerea lui în fața opiniei publice. Și atunci ați decis să treceți de partea cealaltă, de partea celor care încearcă să dea doar bucăți de adevăr. În Marea Britanie, lucrând cu politicieni britanici, lucrând cu diverse instituții, mi-am dat seama că jurnalismul se schimbă, că el este din ce în ce mai mult o tranzacție, între o negociere între omul politic și jurnalist. În aceste condiții, mai bine să fiu de cealaltă parte, unde e și această curiozitate, trebuie să acceptăm realitatea, să vezi cum se fac strategiile în culise, cum se creează actorii politici, cum se câștigă alegerile. Adevărul, dincolo de faptul că este subiectiv, are tot timpul două părți. Este adevărul dumneavoastră și este și adevărul omului politic, pentru că în multe situații, oamenii politici au dreptate și sunt mult subapreciați și munca lor, în general, mai ales în România, este foarte mult subapreciată. Spuneți că munca lor e subapreciată. Asta nu e și din vina dumneavoastră, a consilierilor și a consultanților? Nu reușiți să le vindeți mai bine munca? Nu, eu cred că și presa s-a tabloidizat foarte mult și sunt multe situații în care jurnalistul are multe lucruri făcute de un om politic pe care ar putea scrie ulterior. Și vă garantez că 90% din cazuri vor alege ceva într-o cheie tabloid, unde și-a făcut vacanța, declarația de avere, dacă a mai apărut o mașină sau nu. Am văzut foarte rare articole în acești ani despre inițiativele politice ale oamenilor. Din Parlament, de exemplu, uneori și politicienii își tabloidizează discursul politic ca urmare a tabloidizării mass media. Sunteți purtător de cuvânt al guvernului, a studiat matematică și sociologie, director de cercetare al Centrului Național Media, acum câțiva ani, director general al companiei de cercetare sociologică și branding și, după cum spuneam,
purtător de cuvânt al guvernului. Cum este, și sunt foarte curios, sincer, să aflu, cum este să fii purtător de cuvânt al cuiva care deja are multe cuvinte și vorbește mult, Victor Ponta? Depinde cum îți definești cariera și care sunt prioritățile tale în viață. Sunt persoane care probabil s-ar simți cumva un pic date la o parte, trase pe margine datorită faptului că premierul este principalul sau purtător de cuvânt. Alte persoane, cum e cazul meu, de exemplu, care venim spre zona aceasta amestecată de cercetare, consultanță, comunicare, mă simt destul de bine în acest punct de vedere. Mulți dintre purtătorii de cuvânt cunoscuți vin din lumea literelor, să spunem, au fost jurnaliști la un moment dat. Nu e cazul dumneavoastră, după cum spuneam, matematician, sociolog, e un handicap sau e un avantaj? Mult timp eu m-am considerat un scriitor ratat și felul în care am dezvoltat în ultima perioadă un blog a arătat faptul că am... acela exact, cunoscut. Da, și am și o componentă de comunicare pe care mi-am șlefuit-o încetul cu încetul. Și atunci putem să spunem că măcar secundar sunt undeva dinspre zona aceasta de comunicare. Dar într-adevăr, rigoarea matematică, caracteristica asta seacă a cifrelor uneori, este ca un soi de handicap, pentru că toate floricelele de care am parte, fie la emisiuni, fie în comunicare, mi se par atât de inutile și atât de zorzoane. Pentru mine, de foarte multe ori, este foarte simplu să spui A, B, C, gata. Fără să ții cont de efortul retoric de a convinge oamenii A, B, mai pun niște floricele, C, pentru a îi convinge. Dar înveți și lucrul ăsta, totul se învață pe lumea asta. Sunteți un om cu experiență internațională, ați fost de foarte tânăr atașat de presă la Grupul Socialist din Parlamentul European, apoi ați schimbat, ați fost manager de politici europene la Google și acum sunteți consultant politic. Ați plecat de la Bruxelles la Google, v-ați întors în România. De ce parcursul acesta la o vârstă totuși foarte tânără? Aveți 33 de ani, ca să o spun de la început. Dar mie îmi plac foarte mult mediile dinamice și îmi place să nu mă plictisesc. Cred că o chestiune esențială. Îmi place să și progresez profesional și oportunitățile care au fost la Bruxelles au însemnat categoric foarte mult. Și nu numai în termen de CV, cât și în termen de experiență pe fond. M-am simțit mult mai puternic după ce m-am întors după 5 ani din străinătate în România decât dacă încercam să am un fel de experiență similară aici. Pe de altă parte, și experiențele sunt diferite. Unul e mediul multinațional și unul este mediul național. Fiecare are avantaje și dezavantaje. Eu nu sunt, apropo de ideea de consultanță, nu sunt de opinie că întotdeauna consultantul străin este cel mai bun. Cei mai buni consultanți sunt tot ai tăi, dar antrenați și cu experiență străinătate. Bine, acum vă vindeți marfa, ca să zic așa. Da. Adică sunteți... ați vorbit despre profilul dumneavoastră. Erați la Bruxelles în 2007, parcă atunci când România a intrat în Uniunea Europeană, când europarlamentarii români și-au făcut intrarea triumfal în hemiciclul de la Strasbourg. Care era diferența? Era vreo diferență mare între felul în care se comportau politicienii români care mergeau acolo și cei care erau de mai multă vreme? Ceva în plus și ceva în minus. Ce exista în plus era entuziasm. Am sentimentul că după câțiva ani de lucru efectiv în afaceri europene s-a mai pierdut din entuziasmul începuturilor. Cu toții aveam așteptări foarte ridicate cu privire la momentul cu pricină. Iar asta, să spunem așa, la capitolul negativ, un pic de pierderea entuziasmului și a suflului pro-european, a dinamismului. Iar a doua chestiune, cea pozitivă, să spunem așa, s-a constatat pe parcursul trecerii anilor o europenizare a clasei politice românești mai mare. Dincolo de conflictul de aici, mai toți oamenii care au fost în echipele europarlamentare s-au rafinat foarte mult și mai mult în cazul unor dintre ei. Contează foarte mult mediul în care te organizezi, de exemplu, și regulile parlamentare. Una este un parlament în care este bine finanțat, foarte bine organizat, procedural vorbind, și practic un motor în acțiune. Și de asemenea, un parlament în care ai bani pentru consilieri, pentru că e o chestiune fundamentală. Omul politic nu trebuie să fie perfect, însă trebuie să aibă alături consilieri de nădejde. Și pentru asta trebuie să fie bine plătiți. De preferință, ca să și rămâne cât mai mult alături de tine. În Parlamentul European erau bine plătiți sau sunt bine plătiți? În Parlamentul României sunt prost. Sunt bine plătiți. În Parlamentul României sunt prost plătiți, într-adevăr. Și am sentimentul că oricum nu cred că există neapărat o alocare bugetară specifică în acest sens. Pe când la Parlamentul European lucrurile sunt foarte clare. Ați lucrat 5 ani alături de cel mai puternic om din România, de Traian Băsescu. Vă ascultați sfaturile? Tind să cred că în marea majoritate a situațiilor, da. Și în ciuda clișeelor pe care adversari politici, foști colaboratori
le-au răspândit în legătură cu președintele Băsescu, să știți că are niște obiceiuri foarte sănătoase în pregătirea aparițiilor publice. Eu nu spun că întotdeauna ce a ieșit a fost conform planului. Dar, de exemplu, înainte de oricare ieșire televizată, pe vremea mea, ca să spun așa, exista cel puțin o ședință cu consilierii, cel puțin una, care dura 2, 3, chiar și 4 ore, unde se anticipau lucrurile de interes, subiectele la ordinea zilei, posibile răspunsuri, posibile capcane, posibile atacuri. Deci este foarte meticulos președintele Băsescu și aceasta este o explicație pentru succesul domniei sale ca un politic. Deci spontaneitatea, atât spontaneitatea legendară a președintelui, este și rezultatul, este și oarecum fabricată? Nu știu dacă este fabricată, depinde de context. Când pregătești 4 ore, o emisiune de o oră. Oamenii politici de succes sunt oameni foarte riguroși cu pregătirea aparițiilor lor publice. Cum comunicați dumneavoastră cu Victor Ponta înainte să apară domnia sa la televizor? Aveți o discuție înainte? Spuneți, uitați, liniile de forță ale zilei ar putea fi acestea sau nu? Depinde de moment. În momentul în care sunt situații totalmente neprevăzute care să fie pe ultimul moment, atunci într-adevăr există această discuție și acest briefing. De regulă însă discuțiile sunt la începutul zilei și avem o idee despre ce urmează să se întâmple și să se comunice în ziua respectivă. Nu e chiar în ultimul moment făcut și atunci este un soi de leeway, cum ar zice anglosaxonii, de autonomie în discurs mai ridicată și totul se concentrează mai degrabă pe temele principale, pe direcțiile strategice pe care le definim. Ați fost alături de președinte când a făcut cel mai greu anunț pentru România, cel privind tăierea salariilor și a pensiilor, pensii care după aceea nu au mai fost tăiate. Vă mai amintiți cum a fost acea zi? Adică ați avut discuții înainte cu el pe comunicare, pe cum să spună acest adevăr foarte brutal? Au fost mai multe perspective. Eu n-am fost adeptul unei perspective conform căreia anunțul ar fi trebuit să fie făcut de președinte României, din motive pe care le-am explicat la momentul respectiv, dar ulterior am fost solidar cu decizia. Care este, nu știu, cea mai grea criză cu care, sau de care puteți să ne spuneți, cu care v-ați confruntat în comunicare de când vă ocupați această funcție de purtător de cuvânt? Prima tentație ar fi să spun cea referitoare la prăbușirea avionului Munții Apuseni. Însă, retrospectiv privind, totuși cea mai puternică criză prin care a trecut a fost cea din perioada toamnei. E vorba de protestele la adresa Roșie Montană, exploatării de la Roșia Montană și pe urmă asocierea cu celelalte proteste ecologice, gazele de șist, pentru că a fost pe o perioadă mai lungă și a fost mai dificil de avut în vedere. Și cum faci să treci peste o criză în general? Dânsii spun, tu spui, le analizezi argumentele, vii și răspunzi la ele. Principalul lucru pe care trebuie să-l ai este perseverența. Pentru că de cele mai multe ori ai argumentele, însă tinzi, și asta nu numai în relația pe care am acum cu premierul sau cu ceilalți miniștri, am observat și în relație cu alți clienți anteriori, este foarte ușor să consider că odată spus, ai spus-o și este suficient. Fără să ții cont de faptul că e nevoie de o perseverență de comunicare aproape sisifică. Ai spus odată, ce dacă? Mai spune încă o dată. Din două motive. Pe de o parte, datorită acestui dialog continuu pe care îl porți și tendinței multora de a pleca mai degrabă urechea la cei care spun ultimul, da, replica cea mai recentă, și pe de altă parte, datorită dificultății de a pătrunde în zone din ce în ce mai mari de populație, de spectatori, pentru că dacă ai spus odată, crezi, ok, au auzit toată lumea. Nu au auzit toată lumea, au auzit 100.000 de oameni sau 500.000 de oameni și atunci, dacă vrei să mai audă încă 300.000 sau încă 500.000 sau încă 1.000.000, e cazul să mai vii, să mai spui odată, să ai parte de această perseverență. E ca un soi de media planning. Valeriu Turcan a fost purtător de cuvânt al președintelui și în această calitate erați destul de discret, adică nu aveați apariții foarte multe. E natura dumneavoastră sau e oarecum în fișa postului? Adică v-a spus, vă spunea președintele,
vorbiți cât mai puțin. Un purtător de cuvânt, el operează în limitele mandatului, care sunt stabilite de șeful său, în speță președintele României. Sunt și o fire mai discretă și cred că rolul consilierilor care lucrează pentru președintele României sau pentru un alt demnitar al statului român, rolul lor este acela de a fi discreți, de a se stăpâni și de a fi capabil de o extraordinară rezistență la frustrare. Rezistență la frustrare, adică? Cu presa ești tot timpul într-o competiție. În momentul în care nu intri în logica presei, vor veni critici, vor veni aluzii de genul ce purtător de cuvânt aveți voi la Cotroceni, câtă vreme toată comunicarea o duce președintele. Ce nu știu oamenii este că fiecare președinte a impus o linie de comunicare aparatului propriu. Eu, de exemplu, cred eu că mi-am respectat foarte bine limitele mandatului. Dar, acum să o recunoaștem, noi aveam o rigoare a comunicării și aflam că terțe persoane anunțau lucruri care se întâmplau în Palatul Cotroceni pe Facebook. Sunt n-aș vrea să le spun derapaje. Sunt evenimente normale pentru un mediu de comunicare foarte dificil. Gândiți-vă, în 2009, președintele Traian Băsescu a câștigat împotriva presei. Eu nu știu vreun alt exemplu în care să fi existat o luptă atât de dură, o confruntare atât de personală pe alocuri între un șef de stat și mass media. Dar n-a fost, da, o confruntare, o secundă, n-a fost o confruntare pe care, oarecum, hai să nu spun că a provocat-o, dar a căutat-o, pentru că și domnia sa ataca presa. Mi-amintesc și ne amintim foarte bine că am făcut emisiuni în acea perioadă în care vorbea despre moguli și apoi s-a apucat să-i citeze unul după altul. În teoria propagandei există următoarea formulare. Propaganda nu acceptă nuanțe. Și ca să fie înțeleasă, comunicarea politică. Da. Ea trebuie să fie simplificată și trebuie să fie personalizată. Evident, când aveai un trust de presă împotriva ta, care în mod evident distorsiona în fiecare zi tot ceea ce spuneai, tot ceea ce făceau rudele, nu aveai altă soluție decât să simplifici, să personalizezi. De aceea, trustul intact trebuia să aibă o față umană. Voiculescu, toate ordinele pe care le dădea Sorin Ovidiu Vânt, un propriul trust de presă, trebuiau să-și găsească o explicație, nu putea să fie alta decât cum realitatea ulterior a confirmat, Sorin Ovidiu Vântu. Dar a cui a fost această idee, dacă putem spune 5 ani mai târziu? Că mi-amintesc foarte bine, Vântu, Voiculescu, Patriciu, erau numele pe care le spunea... Băi, dar iertați-mă, au fost și niște incredibile mingi la fileu aruncate. Oamenii s-au prezentat ei singuri opiniei publice. Eu vreau să-i bag ultimul cuțitul lui Traian Băsescu, Dinu Patriciu, da, în seara cu filmul de pe Realitatea. Cu, mă rog, celebrul caz al copilului agresat. El s-a prezentat. El a spus, am văzut, știu, confirm, Traian Băsescu este un om violent. Băteuș. Cred eu că una dintre chestiunile la care încă se poate lucra foarte mult în echipele politice din România este lipsa supărării și lipsa ideii că în momentul în care este o știre care te dezavantajează, automat persoana respectivă sau trustul cu pricina are ceva cu tine. E oarecum normal să aibă ceva cu tine, pentru că media este gardianul democrației. Iar polarizarea există peste tot în lume. Adică nu vi se pare că Antena 3 are ceva cu Traian Băsescu? Ca să mă exprim foarte direct. Ba da, asta nu este o problemă. Cum și alte posturi s-ar putea spune ca o problemă cu altcineva. Însă, trebuie să avem grijă că în acest joc, că acest proces face parte din jocul democratic. N-ai ce să faci. Să nu uităm că politica este un război dus cu alte mijloace. În fond, ți se dă puterea asupra unei țări. Ți se dă conducerea. E normal să fii criticat pentru acest lucru. Talentul tău este de a ști cum să, pe de-o parte, să ai grijă să nu-ți îndepărtezi tot ce ține de media și, pe de altă parte, să încerci să transmiți cât mai realist rezultatele muncii tale. Și ce făceai atunci când aveai un articol extrem de critic la adresa unui parlamentar de care te ocupai, critic, care conține ceva neadevăruri, tendențios, și nu-ți venea să-l sunești decât pe ziaristul respectiv? Nu. Ceea ce poți să faci este să, în momentul în care este o dispută factuală, literalmente este singurul
mod în care poți contesta ce să spui, la un moment dat am dorit un drept la replică, situația nu a fost așa. Dar părerea mea că totul trebuie rezolvat cu un termen de eleganță, pentru că altfel riscăm să pierdem foarte mult din calitatea jocului democratic. Premierul României este acuzat de unii jurnaliști, de o anumită parte a presiei, ca să folosesc această expresie celebră, este acuzat de rea credință. Nu este singurul, și Traian Băsescu, și Ion Iliescu, poate Ion Iliescu mai mult decât ceilalți, au fost acuzați la vremea respectivă de același lucru. Cum faci când ai exemple evidente de jurnaliști care îți spun, care te întreabă lucruri pe care tu le consideri de rea credință? Cum faci? Sfatul meu, pentru că am trecut prin asemenea situație, este să-ți păstrezi cumpătul, să îți închipui în minte tot soiul de lucruri interesante pe care poți să le faci cu acel reporter. Eu țin în cont de faptul că am făcut și rugby și aikido. Nu ori te gândești la chestii de rugby, altori la chestii de aikido, dar în timpul ăsta îți păstrezi cumpătul. Ești cât se poate de politicos, de calm, îi răspunzi, el îți spune întrebarea încă o dată, tu îi mai răspunzi la el, îți spune întrebarea încă o dată, îi vezi un zâmbet răuvoitor pe față, insistând cu acea întrebare, tu trebuie să-i răspunzi încă o dată și, pe urmă, după ce ești, dacă vezi că nu sunt capre, îl bați. No, și aici este vorba de o combinație de perseverență, de cumpăr, de politețe și, până la urmă, este o chestie de lucru elementar, se numește bun simț. Câte discursuri a scris pentru președinte? Vă mai amintiți? Au fost multe, dar procedura internă și procedura pe care eu o agrez și acum este aceea în care e o persoană care dă un concept inițial, conceptul trece pe la consilier, trece pe la președinte, sunt mai multe variante, sunt mai multe drafturi, astfel încât în final este rezultatul inputului dat de președinte, rezultatul scrierii creative a celui care este șef de filă, cum s-ar spune, și al consilierilor care trebuie să vină cu contribuție de consistență, de idei. Distinția între președinte Traian Băsescu și oricare alt lider politic este aceea că discursurile președintelui, uneori cu atacuri, cu formule personale și așa mai departe, sunt discursul de viziune. Au consistență. Oamenii politici, dacă l-ar studia cu atenție, ar avea foarte multe de învățat și din reușite și din eșecuri. Printre activitățile dumneavoastră figurează și cea de a scrie din când în când un discurs, de a da două, trei formule într-un discurs sau într-o expunere? Avem o echipă care se ocupă de lucrul acesta. Noi mai degrabă discutăm lucrurile strategice privind comunicarea și, după cum v-am spus, în general, în echipa noastră nu se merge atât de mult pe componenta de scriere polizată a discursului, ci pe liniile generale, restul mergând undeva într-o zonă mai degrabă autonomă, spontană, pentru că, pe de o parte, avem premierul care este cât se poate în măsură să poată să articuleze niște idei și, pe de altă parte, publicul își dă seama dacă este vorba despre un discurs lipsit de spontaneitate și cumva resimte lucrul acesta și noi vrem totuși să fim autentici și nu să citim niște chestii de pe hârtie. Ce îi spuneți premierului sau ce îi se spune premierului? Se spune ce să spună sau doar cum să spună sau și unde să o spună atunci când are un mesaj de dat? Aici vedeți dumneavoastră, e ca și cum am trata o persoană în cazul de față premierul sau un ministru ca pe o persoană totalmente lipsită de autonomie, de atingere. Gândiți-vă că totuși Victor Ponta și-a construit cariera pe capacitatea sa de comunicare. Atunci nu este neapărat nevoie să-i dai mură în gură punctaj. Acum guvernează o țară, adică vorbește despre asta, comunică despre asta, dar o și guvernează. Evident, care are mult mai puțin timp pentru comunicare. Evident că dânsul știe cel mai bine cum să comunice, pentru că, după cum v-am spus, ăsta este unul din punctele sale tari. Victor Ponta, după cum spuneam, este cineva care apare des la televizor. Nu apare oare prea des? Adică, dacă te uiți în modelele europene, sunt foarte puțini premieri care au o prezență mediatică atât de frecventă. Dacă te uiți în modelele europene, vei vedea că sunt diferite de modelele românești și, de asemenea, dacă te uiți în cifrele românești, vei vedea că persoanele care sunt cele mai convingătoare pe termen mediu și lung în zona politică românească sunt cele care comunică în mod consecvent. A fost vremea lui Ion Iliescu, pe urmă a fost vremea lui Traian Băsescu, acum încetul cu încetul vine vremea lui Victor Ponta să fie principalul comunicator pe teme politice pentru români. Și de ce diferența asta? Pentru că, încă o dată, nu știu, în Franța, țara pe care o cunoști ceva mai bine, președintele sau premierul dau două, trei
patru interviuri pe an și acelea sunt foarte fin orchestrate, adică ai o întreagă regie în jurul lor, nu ți intervin prin telefon, nu apar la televizor toată ziua, pe când în România, într-adevăr, toți oamenii despre care ați vorbit, la un moment dat, au fost foarte prezenți la televizor. Este posibil să fie o combinație, pe de o parte, de caracteristici antropologice, culturale. Suntem o populație, o cultură care probabil dorește mai degrabă tipul acesta de comunicare directă. Suntem oarecum asemănători cu popoarele sud-latine din punctul ăsta de vedere. Pe de altă parte, aș pune o explicație și pe seama decalajului dintre scena politică românească și scena politică din țările occidentale, democrațiile consolidate. Pentru că acolo dânsii au experiența aceasta comunicării politice de tip democratic, de unii de 100 de ani, alții de 50-70 de ani. Dar dacă tragem linie, cumva toată perioada postbelică a fost marcată de comunicarea democratică, în timp ce la noi a început abia în anii 90. Ne avem doar 20 de ani, dânsii au doar 100 de ani sau doar 70 de ani, și atunci probabil că nevoia aceasta de comunicare vag paternalistă, ce se resimțea în anii 50-60-70 în Occident, cumva se regăsește în anii aceștia la noi, și probabil că peste 40 de ani nu o să mai fim nici noi atât de dornici să dăm un brânci, să-l ascultăm pe Ponta sau pe Băsescu anilor 2050, și atunci președinții vremurilor acelea vor fi și ei mult mai reținuți în comunicare. Dar acum este altă perioadă. În general, trebuie să o spunem pentru telespectatorii noștri, domnule Maghin, europarlamentarii, activitatea lor, indiferent din țara în care sunt, nu este foarte cunoscută în țara respectivă. Adică europarlamentarul olandez are puține ecouri în presa de la Haga sau de la Amsterdam. La fel se întâmplă și pentru alții. Cum faci ca acțiunea lor să fie cunoscută? Cred că și aici s-a văzut un proces de tranziție față de momentul entuziasmului, inclusiv pentru media românească, în momentul 2007-2008, și relativă plafonare a entuziasmului și revenirea în normalitatea statelor vechi, ca să spunem așa, ulterior. Dacă e să ne uităm la specificul comunicării și ce efectiv aveai de făcut cu ofițeri de presă, categoric, în primul, să fii disponibil pentru media, pentru că asta era o chestiune cheie. Care sunt riscurile pe care le poate avea un om politic, un europarlamentar, să spunem, la Bruxelles sau la Strasbourg, pentru că este o zonă cu foarte mulți lobiști, 15.000, dacă nu, da. 15-20.000 de lobiști acolo, câteva mii de jurnaliști, tot felul de interese care se mișcă și câteva sute de parlamentari. De exemplu, unul dintre deputații care s-a ridicat foarte bine este olandeza Marie Cescacă, de la Liberal D66 din Olanda. Și ea a reușit să facă ceea ce eu aș putea numi secretul oricărei operațiuni europarlamentare de creștere a imaginii. Pentru că și creșterea imaginii este un proces de întărire atât pe formă, dar și pe fond. Pentru că poți să sclipești, să fii bun, să spun așa, pe improvizație, dar la un moment dat oamenii se prind dacă nu ai conținut. Deci este un proces de asemenea și de întărire pe fond, cu ajutorul consilierilor cabinetului. Ori, ce a făcut ea? Și-a ales foarte clar câteva priorități și a început să monetizeze pe ele, să se poziționeze pe orice apărea relevant în domeniul respectiv pe blog. În cazul ei, dreptul omului, legătura între dreptul omului și internet. Tot ce înseamnă cenzură în domeniul acesta. Câteva teme. Da, și automat, în momentul respectiv, efectiv am trecut printr-un proces de ownership, pentru că mai tot timpul când se discuta ceva, ea poziționându-se specific pe temele cu pricina, ea era cea căutată. Pentru că lumea recunoștea expertiza în domeniul cu pricina. Cum este românca Monica Macovei în domeniul corupției. Da, cum este în domeniul justiției. A luptei anticorupție. Domnul Pașcu este în domeniul afacerilor externe și tot așa. Da, sunt câțiva care, într-adevăr, și-au identificat foarte clar. Adrian Severin, a fost scandalul Adrian Severin. Știm cum s-a încheiat pentru el și pentru alți doi colegi de-a lui. El totuși a mai rămas în Parlamentul European. Și a fost foarte influent. Până la momentul cu pricina unul dintre cei mai influenți europarlamentari, indiferent de naționalitate, în Parlamentul European. Ce s-a întâmplat acolo? A fost o capcană? A fost corupție? Nu vă pot întreba pe dumneavoastră, pentru că asta e treaba justiției. A fost prostie? Cred că a fost o combinație de factori. Acum, fără a fi foarte la curent cu dosarul și fără a dori să prejudicez în chestiuni legate de justiție, sigur că pe zona aceasta, părerea mea că a fost un fel de vit legislativ la nivelul Uniunii Europene și respectiva consultanță era permisă. Că din câte știu era un aviz al Comisiei Juridice, din partea unui departament juridic, care spunea în momentul cu pricina faptul că teoretic poate să încheie respectiva consultanță. Acum, ca un politic este un de standarde foarte ridicate. Ca un politic care ești bine plătit este un de standarde și mai ridicate.
pe zona aceasta. Și cred că a fost o discrepanță foarte mare, nu atât între dacă exista o permisiune, un regulament, ci altitudinea de la care se poziționa un anumit eurodeputat și care, practic, în contextul apariției acestei discrepanțe, a căzut foarte mult din perspectiva moralității, cum privea cetățeanul de rând. De vreo 2 ani nu mai lucrați la președinție, sunteți un om liber, vă faceți singur programul. Cum este să treci, cum se face trecerea? Adică după ce l-ai sfătuit pe cel mai important om din țară, faci campanie pentru un primar dintr-o comună, dintr-un județ din România. Nu e altă ligă? În primul rând, depinde de natura contractului. Pot să fie comune din România care să aibă în fruntea lor oameni cu foarte mulți bani. Nu spun că ar fi cazul meu, dar dacă aș face, de exemplu, campanie pentru un primar dintr-o comună X, dacă omul respectiv ar putea să se ridice la standardele noastre de colaborare, în primul rând o abordare profesionistă față de propria carieră, un buget la dispoziție, nu văd până la urmă... Ideea cu capitalismul este că banii trebuie să circule, cine i-are trebuie să cumpere produse și servicii, alții să trăiască și banii trebuie să învârtă în economie. Când lucrezi în consultanță politică, faci campanie pentru candidați la funcția de primar, Consiliul Județean, oameni care sunt în Parlament sau membrii cabinetului. De ce instituția purtătorului de cuvânt este totuși atât de fragilă, a spune, în România? Există instituții cu purtători de cuvânt. Există guvernul, președinția, la Ministerul de Externe întotdeauna a avut un purtător de cuvânt cunoscut, dar sunt multe ministere despre care nici nu știi dacă au purtător de cuvânt. Deci, BNR-ul de asemenea este BNR-ul, într-adevăr, bine, este un purtător de cuvânt bine definit. Domnul Vasilescu este poate cel mai cunoscut, cu siguranță e cel mai cunoscut dintre toți purtătorii de cuvânt. Aș pune asta pe seama felului în care fiecare instituție, pe de o parte, nu are o neapărat o strategie, dar un efort bine definit de comunicare pe perioadă mai lungă și nu neapărat în guvernarea asta, în multe alte guvernări și, de asemenea, combinat cu felul în care conducătorii, miniștri în cazul de față, de cele mai multe ori acoperă nevoia de comunicare și atunci nu este densitatea de informație transmisă atât de mare încât să nu poate să fie susținută de însăși ministrul în sine. Le puteți spune sau le spuneți orice? Adică aveți vreun tabu, aveți vreo reținere la un moment dat? Nu, eu n-am fost vreodată un consultant confortabil. Pentru că omul respectiv își pune într-un anumit grad cariera politică în mâinile tale. Deci care sunt taburile dumneavoastră? Viața privată? Acolo nu intrăm. În rest... Viața privată, nu trebuie să te legi de probleme medicale, de un eventual handicap. Trebuie să ai respect pentru familia lui. Cert este că oamenii politici, în foarte multe cazuri, au tendința să exagereze. O tehnică foarte importantă în teoria propagandei dintotdeauna este etichetarea. Trebuie să încerci să imaginezi, să fii suficient de creativ, să-ți vină o etichetă, un clișeu pe care să-l lipești adversarului tău politic. Dar nu trebuie să pară că este o injurie. Nu trebuie să folosești cuvinte foarte grele, pentru că toate acelea vin în... Se pot întoarce împotriva ta. Și poți să operezi cu frânturi de adevăr. Omisiunea este iar o tehnică arhicunoscută de când e lumea asta. Dar nu trebuie să deformezi realitatea. Deci mințiți prin omisiune, niciodată deformă realitatea? Nu. O omisiune este o formă de minciună? Nu întotdeauna. Sunt situații în care dumneavoastră operați cu omisiunea la fel de legitim ca și un om politic. Este ca și cum ați ierarhiza altfel informația într-o știre. Am trecut prin o facultate, aceeași facultate, cea de jurnalism. Așa, oamenii nu știu. Începutul unei știri trebuie să aibă o structură aproape standard. Cine, ce, unde, când, cum, de ce. Cele 5-6 întrebări. Cum? Poate să aibă mai multe aspecte. În foarte multe situații, omul politic se referă la 4-5 probleme, iar perspectiva mass media, frame-ul pe care îl dă, să fie concentrat exclusiv pe una. Deci este o omisiune. Niciodată știrile dumneavoastră nu vor fi complete, ca să operăm cu aceleași arme. Pentru o știre completă, nu faci o știre, scrii o carte. Sunt consultanți români în
pe lângă oamenii politici români, din când în când apar și consultanții străini și asta mai ales în campaniile electorale, vedem că sau aflăm pe surse, nu-i așa, da. Că nu știu ce un politic, dacă vin americanii, vin israelienii, mai vine câte un francez, dar asta era mai curând prin anii britanici. 90, britanici destui, adică partea anglosaxonă e bine reprezentată. Români sau străini? Cei străinii vin numai așa pentru o imagine suplimentară sau chiar sunt eficace? Sunt eficace pe regulile generale ale războiului, să spunem așa. Știu pentru că la rândul meu am fost antrenat, ne colaborăm cu o companie mare din Marea Britanie în acest domeniu și am fost antrenat în dosare în lumea dezvoltare. Am fost în Caraibe, America de Sud, în Africa, în diferite poziții de campanie sau precampanie. Acum, oamenii ăștia sunt foarte buni în sensul în care pot fi obiectivi pe piață. Și au făcut jocul ăsta pentru o meserie permanentă. Noi de-abia recent, pe ultima legislatură a Parlamentului, aș putea spune că am dezvoltat la nivel de clasă politică și chiar și acolo mai e loc de progres, ideea de campanie permanentă. Ideea că nu poți să stai 4 ani, bine mersi, să declar orice și după aia să vină un consultant și să speli imaginea pe ultimele 2 luni înainte de alegeri. Deci din ce în ce mai se profesionalizează și aici piața și din perspectiva cererii, nu doar a ofertei. Și există oameni buni din perspectiva aceasta pe piață a ofertei. Acum, situația optimă este când ai pe cineva care îți cunoaște toate bârfele, situația efectivă de strategie de a fața locului și care, dacă se poate, ia antrenat și în străinătate ca să învețe mai multă meserie, să fure de alții care sunt mai buni. Consultantul străin e foarte bun pentru că de multe ori în echipele politice vrei nu vrei te atașezi de candidat. Și tind să-l vezi ca mai frumos, mai deșteaptă și în momentul respectiv ți-e mult mai greu și pe baza ce se dezvoltă și un fel de prietenie și în momentul cu pricina ți-e mult mai greu să spui, știi, trebuie să ai grijă acolo, tind să-i iei din, cum se numește, să nu mai fii la fel de critic. Ori consultantul străin știe că e plătit tocmai ca să-ți facă o evaluare cât mai obiectivă. Din perspectiva aceasta, consultanța străină e foarte utilă. Plus, discutam acum câteva săptămâni cu Jacques Seghela, un guru în materie de comunicare, care tot așa antrenase, se ocupase de candidați din Polonia până în Franța și din America Latină până în Africa și l-am întrebat, totuși, cum poți să ai pretenția că te pricepi să dai sfaturi peste tot? Și el spune, știți, într-o democrație e vorba de stânga și de dreapta. Deci ai de ales între... Și candidatul de stânga spune în mare cam același lucru peste tot și cel de dreapta în mare cam același lucru peste tot. Nu întotdeauna se respectă și la noi acest lucru, că de multe ori vezi guverne de stânga care mai au măsuri de dreapta și guverne de dreapta care fac angajări la stat. Consiliați, consultați oameni și din stânga și din dreapta? Ca să vă întreb și mai direct, ați putea să fiți consultant pentru cineva din PSD, de exemplu? Nu cred. Criteriul fundamental, de altfel, din punctul meu de vedere, al alegerii unui consultant, este loialitatea. Loialitatea este foarte relativă, dar percepția loialității este foarte importantă. Evident că eu, dacă aș avea, să spunem, un contract cu cineva din PSD, aș avea de la bun început dificultăți în stabilirea încrederii, pentru că atâta vreme cât ei au fost ani de zile cu ideea Traian Băsescu este sursa răului pe pământ și noi PSD-ul suntem singurii care suntem împotriva lui Traian Băsescu, ar fi o problemă de încredere de la bun început. N-ar funcționa colaborarea. Eu sunt un om de dreapta. În toată cariera mea am sprijinit oameni de dreapta. Asta intenționez să fac și în continuare. V-ați exprimat la un moment dat, cred că pe Facebook sau pe blogul dumneavoastră, ați folosit un termen destul de controversat la adresa președintelui, care a făcut să se vorbească mult despre dumneavoastră, de-abia fuseserăți numit purtător de cuvânt. Regretați că ați folosit acel cuvânt pe care eu nu o să-l spun acum? O să-l spun eu. Am spus despre președintele României că a fost matrafoxat. Și continui și acum să cred lucrul acesta pentru momentul acela. E cam bancul cu elefantul. În zilele cu soț regret, în zilele fără soț nu regret. Depinde de context. Într-adevăr, a pus cumva o ștampilă, să-i spunem, de coloratură barocă asupra mea, lucru pe care aș fi putut să mă descurc foarte bine și fără. Dar, pe de altă parte, ăsta sunt eu, mă știți foarte bine de pe blog, unul din primele lucruri pe care le-am discutat cu echipa atunci când mi s-a făcut propunerea să fiu purtător de cuvânt, a fost, le-am spus, nu o să pot să stau totdeauna în cadrul discursului formal, pentru că nu asta mi-este firea. Eu sunt o persoană mai colorată și mai slobodă la gură, așa încât nu pare rău, ăsta sunt eu. Vine campania electorală. Cum va fi, din punct de vedere comunicațional? Ce veți face? Nu vine campania. Campania a venit de un an de zile.
ok, poate nu din octombrie-noiembrie, deși de atunci erau primii muguri de campanie, dar cel puțin din perioada primăverii suntem într-o continuă campanie. Mă aștept să fie o campanie în care singurul front solid să fie cel al PSD-ului. Dacă vă uitați pe zona de dreapta, dincolo de fragmentarea de partide, există foarte mult poziționări ostile în cadrul, spunem, taberei de centru-dreapta, care accentuează foarte mult percepția că Victor Ponta are prima șansă. Ori dreapta, dacă ar fi vrut să-l scoată din cărți pe Victor Ponta, ar fi trebuit ca până în acest moment să fie avut deja o platformă comună. Pe de o parte, lucrurile sunt destul de predictibile, mai ales la adresa turului întâi, cum a fost de altfel și în 2009, știam foarte bine. Va fi candidat PSD, pe urmă va fi candidatul PNL, în funcție de ierarhia partidelor, pentru că este vorba despre o disciplină de vot politic cât se poate de constrângătoare. Și atunci nu sunt mari combinații. Să zicem că cei din dreapta, în funcție de cum fac combinatorica mai multor candidați, ar putea să obțină un rezultat oarecum diferit, dar nu sunt mari variații, mari surprize. Îl vom avea pe Victor Ponta în turul 2 și cel mai probabil pe Klaus Iohannis în turul 2, dacă ei se hotărăsc să meargă în tandemul acesta PNL-PDL cu Klaus Iohannis. În turul 2, felul în care se văd acum lucrurile de asemenea este destul de predictibil, pentru că în mod constant Victor Ponta îl învinge pe Klaus Iohannis în sondaje, dar știm foarte bine că nu trebuie să ne culcăm pe ureche și că perioada dintre turul 1 și turul 2 este cât se poate de importantă și poate să aibă surprize. Și chiar acum făceam comparația dintre campania electorală și un meci de box, în care este vorba despre multe runde unde îl obosești, e vorba de anduranță, de perseverență, lumea economisindu-și energia, resursele pentru ultima rundă care va fi decisivă. Nu e ca în alte meciuri în care în runda a doua i-a dat un punct și gata, e knockout. Știi că va merge până în repriza 15 sau cât e un meci de la de box interminabil, lumea mănâncă popcorn și se plictisește la repriza 3, 5, 8, 12 și după la 12, 13 încolo știe că vine repriza 15 și acolo va fi. Mă mai aștept la un lucru. Mă aștept să aflăm pe ultima sută de metri viziunea candidaților, ceea ce este un lucru foarte negativ, nu doar pentru comunicarea politică, ci pentru democrația din România. Este fundamental ca noi să știm din timp ce vrea Victor Ponta pentru România, pentru că știm că va candida, ce dorește Klaus Iohannis, cum vede statul, cum vede protecția socială, cum vede economia. Cum văd toate aceste lucruri, candidații care se vor afla în cursă. Mi-e teamă că va fi din ce în ce mai mult o campanie fără miză pentru marea majoritate a cetățenilor din această țară. În 2009 și în 2008, candidații aflați în bătălie au reușit să nu doar să polarizeze, dar și să atragă atenția națiunii cu privire la alegeri. Noi suntem aproape în început de august și nu știm decât un singur candidat cert, ceea ce e o situație inedită pentru România. Sunteți unul dintre oamenii care au experiență internațională și v-aș întreba totuși, România este o țară destul de conservatoare. Cum faci să convingi un om politic român să-și asume și o poziție progresistă, să spunem așa, să spună, de exemplu, că ar fi bine dacă în România ar exista o formă de uniune civilă pentru heterosexuali și pentru homosexuali, sau că biserica ocupă prea mult spațiu în spațiul public, sau că ar trebui, nu știu, construite închisori noi. Asta nu e o temă foarte populară în România. Sau în România nu poți să ai succes cu astfel de idei și trebuie să mergi numai cu chestiuni consensuale? Nu poți să vii din prima încoie pentru că dai cu butambarta. Asta mai puțin dacă ești dispus să treci, să spun așa, printr-un catarsis, printr-o ardere la nivelul, să spun, popularității tale. Plus că, în chestiune, ceea ce vedem noi în ultimii 20 de ani, mai peste toată lumea, este o acuză bine meritată, și anume faptul că nu prea mai avem oameni de stat și că avem oameni politicieni care se orientează foarte mult după sondaje. Nu poți să-i condamn 100%, pentru că, în esență, printre alte, ca să poți guverna, trebuie să fii popular sau să încerci. Dacă te guvernezi după sondaje, nu s-ar fi făcut niciodată Europa categoric, Unită. Categoric. Da? Sunt total de acord și e nevoie de leadership din această perspectivă. Părerea mea că modalitatea optimă prin care să fii
corect și față de valorile tale și să ți le asumi, chiar dacă acest lucru poate duce la o mistuire, să spun așa, popularității tale, este literalmente să creezi coaliții și să încerci să pregătești terenul pentru așa ceva. De exemplu, cazul Obama, în care mai mult ca sigur a avut o discuție la nivel de cercuri progresiste în Statele Unite și a spus, domnule, din primul mandat nu pot face asta. Dar a promis, și cu ocazia asta a făcut și pe ultima 100 de metri și mai mult fundraising și numai, că în momentul în care își va renoi mandatul, va face acest lucru. Oamenii politici, domnule Mirel Palada, nu sunt iubiți în România. Nu știu dacă sunt iubiți în altă parte, dar în România cu siguranță nu. Există o părere destul de proastă despre ei. Cei care votează, sigur, merg la vot, dar își închipuie că politicienii de multe ori sunt acolo doar ca să se ajute pe ei și rudele lor. Ce poți să faci ca să schimbe asta? Sau chiar așa e? Ce puteți face dumneavoastră, cei care răspunsul, ocupați de comunicare? Răspunsul este același. Este vorba despre perseverență quasi-sisifică. Tot timpul să dai exemple de situații în care politica vine și ajută societatea, în care se repară tot soiul de nereguli, de lucruri prost așezate. Și în alte țări oamenii au o atitudine destul de negativă la adresa politicienilor și în alte țări se gândește pe logica răului cel mai mic, așa cum spuneați că se gândește și aici, dar pe de altă parte, dacă este să ieșim un pic din această logică a intensității aproape isterice în care de multe ori suntem prinși în discuțiile media referitoare la politică, îți dai seama că de fapt ajungi la vorba lui Churchill, da, într-adevăr democrația este un sistem destul de prost, dar încerca să vedeți cum este fără. Aduceți-vă aminte 50 de ani de totalitarism în care oamenii politici nu erau expuși evaluării publice. Mirel Palada, un apel la memorie. Mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit în această emisiune despre felul în care îi ajută comunicatorii pe oamenii politici, dacă îi ajută sau nu. Decideți dumneavoastră. Ne revedem săptămâna viitoare. Toate cele bune!